Nu vrei să dăm căldura puțin mai încet? Nu s-a mai oprit centrala de 3 zile. Vrei să răcesc? Cum mă să răcești? Că ne fierbe apa la flori în casă, e cald. De ce? Mi-ai luat flori sau cum? Nu, dar am zis-o așa, ca figură de stil. Așa o să gătesc și eu de acum, tot ca o figură de stil. Hai mă, te rog frumos, hai să deschidem geamul un pic, e cald rău de tot. Mor de... Prea frig. Cum mă să-ți fie frig cu 3 pături pe tine, cu hanorac, cu ceai fierbinte? Cum să-ți fie frig? Da? Ia stai așa. Mai stai că am și-o nevoie. Mai durează puțin, dar poți să intri. Hai, nu mai exagera atât, am făcut și eu baie cu apă mai călduță. Puțin mai călduță, că mi s-a aburit greu. Auzi? Stai că trebuie să mă pun pe jos. Dă și mie prosopul, te rog. Unde e? Că nu-l văd. E lângă chiveta. Și chiveta unde e? Pe bune, știu unde e chiveta și cu ochii închiși, suntem la noi în baie. Nu mai ajunge oxigenul la creier. Trezesc! Păi și prosopul? Mai ai? Acum vin. Haide. Tu așa vrei să ieși afară? De ce are? O seară călduță de februarie. Sunt minus 4 grade. Da, cum ziceam, o seară călduță de februarie. Când eram eu mică, erau minus 15 grade acum. Bine, deci în casă e frig la 25 de grade, dar afară e cald la minus 4. Hai, tata, îți mai dau o șubă. Dacă te aud mâine că ți-e rău... Bine, hai, nu mai faci așa, zici că ești mamă. Mi-e rău. Mă redor la ce? Nu știu, chiar nu pot să-mi explic de ce. Vrei să-ți explic eu? Dar ce vrei să zici? Că ar trebui să te îmbraci mai ca lume. Am 3 hanorace pe mine și 4 pături și tot mi-e frig. Nu în casă. Stai că-mi sună telefonul. Mama. Alo. Da, mama. Da, am răcit rău de tot. Păi dacă nu dăm mai drumul la căldură în casă, normal că am răcit.